Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 131 ediție de analize economice, un proiect comun realizat de către IDIS Viitor, își privesc eu. Toate celelalte ediții le puteți vedea pe pagina noastră. Vreau, în primul rând, să vă felicit pe tot cu sărbătoarea nașterii Domnului Crăciunului, cu cei care au sărbat pe nou Crăciunul. Vă felicit cei care pe vechi, tot vă felicit cei care sărbăm anul nou pe nou tot și anul nou pe vechi de asemenea. Deci Moldova este o țară sărbătorilor și am intrat în plin de sărbători. Mi s-a părut corect, la sfârșit de an, mai avem încă câteva zile până să termin anul, să facem o totalizare a anului 2023. Ce a fost în acest an? Este un exercițiu foarte greu din cauza. Dacă aș vorbi, cred că aș spune mai multe, dar vreau să vă arăt și cifre. Din cauza aceasta am ales doar câteva elemente care să demonstreze o concluzie generală. Anul 2023 a fost un an de recuperare, însă mult mai lent decât ne-am fi dorit-o noi. Deci, practic, 3 ani de zile din viața noastră s-au pierdut. 2 ani de cădere, 1 de creștere. Am mărșit noi așa, știți, caracule, bă, dar știu că un pas înainte, 2 înapoi, 1 înainte, 2 înapoi. Din acest motiv, tot ce vorbim noi în acest an, creștere economică, nu este corect cuvântul creștere, cel mai corect spunem recuperare. Crești atunci când ești sus, te duci mai sus, dar atunci când ai căzut în groapă, tot ce faci tu, ieși din groapă. Deci anul ăsta 23, am crezut la începutul anului și am făcut aceste estimări că va fi un an de recuperare. Da, a fost un an de recuperare, însă în opinia mea, cu mult mai modest decât ne-am fi dorit-o noi, lucrurile n-au mers atât de bine cum ar fi trebuit să meargă și de aceea această recuperare și această creștere economică trezește o senzație de amar și voi încerc ca să explic din ce cauza această creștere nu o vedem noi ca creștere, din ce cauza această scădere de inflație, nu-i scădere de inflație în percepția cetățenilor. Ce se întâmplă, de fapt? După cum am spus, viața este cu mult mai complexă, cu mult mai interesantă. Eu am ales doar câțiva indicatori care să ne permită să vedem. Haideți să mergem la rând. Primul, produsul intern brut. În acest an, cel mai probabil, vom finaliza anul, așa cum mai prognozează și guvernul, aici sunt de acord, cred că undeva cu o creștere de 2% a produsului intern brut. Ce e 2%? Am să vă spunem în felul următor. Dacă creșterea mai mică de 10% a produsului intern brut, iar noi mai mult de 10% am avut doar de câteva ori în toată istoria noastră, deja nu-i bine, iar dacă mai puțin de 5%, trebuie să ne așezăm vreo să începem a plânge. Pentru Republica Moldova, o creștere de până la 5% a produsului intern brut este pur și simplu catastrofă. Din cauza aceasta, această creștere extrem de modestă nu înseamnă nimic și pentru a înțelege acest lucru am luat anul 2019. Deci creșterea produsului intern brut în acest an de 2% pur și simplu ne duce la nivelul anului 2019. Deci noi, dacă observați, 2020 ne-am dus în jos, 2021 ne-am dus în sus, este exact ca atracționul american. Sus, jos. Deci noi, așa fluctuații cum am avut în perioada 20-23, cred că n-a fost niciodată în istoria noastră pe toate domeniile și observăm această creștere-scădere, până la urmă 2023 noi îl finalizăm cu o revenire la anul 2019. Deci 4 ani de zile din viața noastră cum ar fi, s-au echilibrat, parcă nici nu există. Deci noi acum suntem în anul 2019, nu s-a întâmplat absolut nimic 4 ani de zile. Ca să vă dau, să zicem, pilula, să dau până la urmă amară, am luat și am calculat produsul intern brut față de maxima din 89. Astăzi noi suntem la nivelul de 75% din 89. Deci noi suntem una din puținele țări din spațiul ex-socialist. Nu mai știu cine este Ucraina și poate din Asia mai găsim o țară, două. Suntem foarte puține țări din spațiul ex-socialist care încă nu am reușit să recuperăm produsul nostru intern brut. Mai rău decât pe partea dreaptă a Nistrului este în stânga Nistrului, unde produsul intern brut în prezent este și într-o situație mai catastrofală, sunt doar la o treime din potențialul care a fost în 89. Deci mai rău decât la noi, deci Transnistria există, măcar de aceea că ne putem uita la dânsă și ne bucurăm că la noi e bine când te uiți la ei. Salariul în acest an, într-adevăr, va crește și nominal și real, ținând cont că la noi inflația a scăzut destul de puternic, cred că vom finaliza la vreo 5% jumătate, vorbim mai departe. Această creștere de salariu, într-adevăr, este una și reală. Deci noi în acest an, salariul cel mai probabil, salariul mediu, va fi de 12.450 de lei.
destul de puternic, cu mult mai puternic cât este în stânga Nistrului. În stânga Nistrului, în prezent, salariul în acest an va fi la nivel de 7.000 de lei. Trebuie să spun că după puterea de cumpărare la ei, banul totuși este puțin mai puternic, nu cu mult, dar este... La ei produsele de larg consum sunt mai scumpe ca în partea dreaptă a Nistrului, cât și inflația la ei este mai mare ca la noi, cât privește anumit set de bunuri critice, de bază, cum este energie electrică, gazul la ei este mai ieftin, dar până la urmă omul nu trăiește numai cu gaz, cu energie electrică. Din acest motiv, mai mult sau mai puțin, putem spune în felul următor că în prezent salariul din partea dreaptă a Nistrului deja este aproape două ori mai mare decât în stânga Nistrului. Dar după cum am spus, 12.500 de lei de acum nu compar cu 12.500 de lei de acum câțiva ani de zile. Cum a crescut real salariul? Iau anul 2020, când am avut o creștere de salariu de 94% și au 100%. Avem 21, când la noi salariul înregistrează o ușoară scădere reală, 22, când avem o scădere puternică, iar creșterea în acest an, care va fi una destul de bună, de 13,5%, deci real puterea de cumpărare în acest an va fi cu 13% mai bun decât anul trecut, dar această creștere, cum am spus, nu-i creștere, recuperare. Deci noi, după această creștere bună în alți ani, pur și simplu ne întoarcem înapoi la anul 2020. Deci salariul în 2023 va fi exact aceeași putere de cumpărare ca în anul 2020. Iarăși, 3 ani din viața noastră s-au dus și ne-am întors înapoi de acolo de unde am fost cândva, 2020. Știți voi, n-a fost anul 2020 cel mai ideal an din istoria noastră. Iar salariul noi, doar această creștere în acest an, pur și simplu ne recuperăm. Inflația. Da, într-adevăr, noi am avut inflația până la 34% anual, am avut cel mai mare șoc inflaționist din ultimii 20 de ani de zile. În acest an, cel mai probabil, vom finaliza inflația la 5,4%, mai mult ca atât, în trimestrul 3 am avut și o scădere de prețuri, nu o creștere mică a prețurilor, dar chiar scădere, prețurile au scăzut. Noi am uitat ce înseamnă scăderea de prețuri, ultima dată a fost în 2020, tot în trimestrul 3, vara, de regulă, la noi prețurile scad, în special la produsele alimentare. Noi și-am uitat că așa ceva există în 2021, nu am fost alentați cu acest lucru, 2022 nici atât, am avut șocuri de prețuri, în acest an am avut o ușoară scădere de prețuri. Întrebarea oamenilor este, cum, domnule, s-a scăzut prețuri dacă nimeni n-a simțit-o? Păi n-a simțit-o de simplu motiv, cum trăiești cu memoriile. Noi ținem și noi acum aminte cât costau bunurile în 2020 și noi, pur și simplu, acum, dacă ne uităm atent, până în luna mai, prețurile noastre au crescut constant și în luna mai, la noi, prețurile erau cu 56% mai mari decât în 2020. Ce înseamnă lucrul acesta? Ceea ce în 2020 cumpărai cu 100 de lei, în 2021 îți trebuia deja 156 de lei. Da, el a scăzut inflația până la 154%, deci cu 2 lei. Și atunci vom spune, băi, dacă dădeam înainte 100 de lei și am ajuns la 156 și am dat 154, ce fericire au căzut peste mine. Deci acești 2 lei scădere, da, aceste 2% scădere, 2 puncte procentuale, nu înseamnă absolut nimic. Dacă observați, noi deja de jumătate de an suntem pe un platou de creștere de prețuri. Ce înseamnă lucrul acesta? Prețurile real nu cresc. Deci suntem pe un platou, deci nu avem o creștere de prețuri, dar oamenii nu realizează lucrul acesta. Din ce cauză? Eu țin minte că prețuri din 2020. Când ați observăm că lucrurile sunt bune, când ați începe a uita anul 2020 și ați ține minte numai 2022, un an din șoc, și atunci orice an se pară cu mult mai frumos. Până ce ține minte 2020, pentru noi inflația rămâne de a fi una ridicată. Ce se întâmplă în economie? Am luat două ramuri, industria și agricultura. În aceste două ramuri noi avem următoarea situație. Ca să fie clar pentru cetățenii noștri, eu am făcut o situație inversă. Dacă ați văzut până acum, comparam 2023 cu 2020, acum invers fac. Iau anul 2023 ca an de bază și în acest an, cel mai probabil, volumul producției în agricultură și industrie va fi de 132, valoarea producției în agricultură și industrie va fi de 132 de miliarde lei. Dintre care în agricultură 47 de miliarde lei, o creștere spectaculoasă, să mă ierte agricultorii că spun acest lucru, că acușa vom da ce înseamnă lucrul acesta. Și în industrie vom avea cel mai probabil 85 de miliarde lei.
ca să poți compara cu alți ani de zile, eu am transformat valoarea producției agricole și industriale din anii precedenți la valoarea leului de astăzi. Dacă observați atent, în acest an, având 132 de miliarde, noi nu am ajuns anul 2021. În anul 2021, la producția industrială, noi în acest an vom avea ca valoare același ca și în anul 2021. Deci creșterea din acest an pur și simplu compensează scăderea de anul trecut. Ați înțeles, da? Deci toată creșterea la noi e recuperare. Iar în agricultură, noi nici nu ajungem anul 2021 din simplu motiv că creșterea din acest an este cu mult mai slabă decât căderea din anul trecut. Dar să nu uităm că am avut un an catastrofal 2020, așa că dacă ne uităm la 2020, lucrurile într-adevăr încep a plânge, dar despre aceasta vorbesc mai târziu. Din acest motiv, când am să spun că în agricultură în acest an avem o creștere 27%, nu săriți la mine. Este o creștere după o credere enormă și această creștere încă nu ne-a dus la anul 2021. Deci asta este. Și ne duce cu mult mai jos, despre aceasta cu așa vorbesc. Iar noi la producția industrială încă n-am ajuns nivelul anului 1991, anul de independență, producția și industrială și agricol, n-am ajuns anul 91, care n-a fost cel mai bun an. Deci anul 91 deja eram un an în cădere liberă, iar noi, după 33 de ani de zile de independență, încă n-am ajuns anul 91. Deci asta este la toată industria și agricultura noastră. Toată creșterea care am avut-o timp de 33 de ani nu ne-a permis să ne recuperăm. De ce? Eu cred că în următorii ani de zile noi vom folosi pentru agricultură noțiunea de recuperare. Și doar după ce vom ajunge maximele de 86-87, vom începe a vorbi despre creștere economică. Haideți la producția agricolă. Am luat anul 2018, care n-a fost cel mai ideal an. N-a fost cel mai bun an. Dar l-am luat un an de stabilitate. 2019, o scădere nu prea mare. 2020, o prăbușire a producției agricole. 2021 a fost cel mai bun an din istoria noastră. Toți agricultorii îmi spun, domnule, de când sunt eu, vorbeam cu agricultorii, 40 de ani am văzut așa ceva. Vine 2022 cu o prăbușire, anul 2023 cu o creștere și în anul 2023 producția agricolă în Moldova pur și simplu va fi la nivelul anului 2018. Uitați-vă ce se întâmplă în 5 ani de zile. Un carusel american. Sus, jos, sus, jos. Și de fapt agricultorii în acest an, cum să zici că e bine că la dânsul acum s-au dus prețurile în jos? Da, apropo, această creștere 27%, eu o iau în vedere, dacă noi vom reuși să menținem volumul de prețuri cât de cât normal și dacă noi vom reuși să menținem exporturile, până ce parcă sunt toate aparențele că lucrurile merg bine, dar să nu ne trezăm că avem cu vreo 4 miliarde de lei mai puțin la sfârșitul anului și atunci toată prognoza domnului Ioniță, din păcate, să va adeveri că lucrurile sunt și mult mai proaste decât spun eu. Dar în varianta ideală, deci noi acum vorbim de varianta ideală, că reușim să încasăm 47 de miliarde de lei, deci noi pur și simplu ne întoarcem la anul 2018. Dacă încasăm mai puțin, iar riscul ca să încasăm cu vreo 3-4 miliarde de lei mai puțin este destul de mare, atunci noi ne ducem de-a dură cu mulți ani în urmă. La producția industrială, iarăși, am luat anul 2019, 100%, ne-am dus în jos în 2020, am crescut în 2021, ne-am ajuns în jos în 22, ne ridicăm în 23 și până la urmă suntem aproape ceea ce am fost în 2019. Dacă observăm, noi practic în acești ani sunt ani de zbucim, o leacă în sus, jos, o leacă sus, jos. Nu mai știu o altă perioadă în istoria noastră când atât de clar s-a văzut acest lucru. Ei, dacă la agricultură și industrie vine una albă, una neagră, atunci în construcție vine neagră, neagră și iară neagră. Am luat doar construcția de locuință și am luat construcția de locuință noi, din cauza că dacă în domeniul construcțiilor, din cauza că se mai fac anumite lucrări ingineriești, se mai fac anumite reparații, ceva și ramura aceasta construcție gâfâi, dar nu moare, atunci la locuință noi chiar trebuie să ne gândim ce facem. Am luat anul 2015, 100%, 16 cădere, 17 cădere, 18, 19, 20, 21 creștere. În general, în 21 am ajuns la cel mai spectaculoasă creștere. N-am avut niciodată, poate în perioada sovietică am avut așa creștere, dar nu mi-aduc aminte dacă am mai avut vreodată așa creștere. Și am ajuns să fim cu 165%, aproape dublu față de 2015. Vine anul 2022. Cu o prăbușire de 33%,
2023, cel mai probabil la FNSM, cu o scădere încă cu 20%, și noi în 2023 ajungem sub nivelul anului 2015. Deci toată creșterea care a fost în 2018, 19, 20, 21, pur și simplu s-a evaporat în 2 ani de zile. Deci acum, pe bune spun, avuția națiunii noastre, 2/3 din toată bogăția poporului nostru, se află în locuință. Și nu numai Moldova, în toată lumea așa. Și dacă noi nu luăm la modul serios această ramură, și dacă noi nu tratăm la modul serios această ramură, vreau să vă întreb și eu, cum credeți? Pentru ce vorbim trimite oameni remitenți acasă? Oare nu pentru locuință trimite în cea mai mare parte? Deci eu cred că ramura construcțiilor bate, nu înseamnă de alarmă, dar bate din toate clopotele și ne spune, faceți ceva, că de altfel vom pierde irecuperabil această ramură. Transportul de pasageri a suferit cel mai mult în criză. Mă gândeam ce indicator să iau. Am luat 2 indicatori și vă spun în ce cauză. În primul rând, volumul de pasageri transportați kilometru, că eu nu consider cu unul care se deplasează 10 km trebuie să echivalăm cu unul care se deplasează 10.000 de kilometri. De ce am calculat câte miliarde de pasageri kilometri Republica Moldova a transportat în acest an. Ca să fie clar, am luat și perioada sovietică, vedeți, recordul a fost în 90, 8,9 miliarde de pasageri kilometri. Este aici și partea stânganistului. Partea stânganistului acum, de fapt, ești ne-aduce toate pierderile, că la ei, acolo, ei înainte se grau dintre 8,9 miliarde, undeva 1,5 era partea din stânganist, din partea noastră era undeva 7,5. Deci noi am avut partea dreaptă undeva 7,5 în perioada sovietică. Acum noi ne-am prăbușit până în 2000, după asta am crescut 2019 și 2020, știți că în pandemie a fost cel mai mare șoc, unul din cele mai mari șocuri după primit ramura transportelor, o scădere de peste 2 ori, iar acum noi ne recuperăm destul de rapid, dar vreau să iau, deci să vă arăt și partea mai pozitivă, deci în transport noi ne recuperăm rapid, n-am ajuns însă încă la nivelul din 90, dar recuperarea este rapidă. Ceea ce mă bucur este transportul aerian, din ce cauză? Până la regimul liberalizat de viză, în Republica Moldova, călătorii aeriani nu erau atât de mulți, cei care erau, știți, să nu spunem unde zburau, spunem ce să iei. Era clar unde aveam noi câte 4 rute pe zi de avioane, era în Federația Rusă. Acum noi am ajuns în 2016 la 1,6 milioane de călători cu transportul aerian. În pandemie ne-am prăbușit până la 380.000, o prăbușire de aproape 5 ori, iar acum avem o recuperare destul de bună, iar 2023 este un an, eu zic, un fel de sabotaj. Deci noi ne-am recuperat bine până în 22, iar acum, spre exemplu, nimeni nu mai vrea zboare la Chișinău. Deci noi avem deja câteva aeroporturi din România care își deschid ușile pentru noi. Eu personal nu vreau să fiu învinuit de lipsă de patriotism, dar cred că este o lipsă de stimă față de familia ta să zbori acum pe Chișinău, din simplu motiv că auzim doar de zboruri anulate. Deci această recuperare modestă din 2023, cel mai mult se referă nu la pasageri, se referă la companiile avea și autoritățile trebuie ceva să facă, că noi pur și simplu discredităm tot ce înseamnă ramura aviatică din Republica Moldova, care a avut un potențial și are un potențial destul de mare. Transportul de mărfuri, miliarde de tone kilometri, iarăși, perioada sovietică am avut 17, aici cel mai mult am avut 19 în 85, partea din stânga Nistrului este undeva de vreo 4 miliarde, noi partea noastră am avut vreo 15 miliarde de tone kilometri. Acum suntem la jumătate de capacitate, 7,5, observați că în pandemie am avut o ușoară creștere, creșterea de acum este, dar până ce încă noi nu transportăm, dar de ce nu transportăm? Agricultura noastră n-a ajuns nivelul care a fost, industria noastră n-a ajuns nivelul care a fost, nu prea ce transporta. Și exportul de bunuri și servicii. Haideți să terminăm și cu ceva pozitiv. În acest an, exportul de bunuri și servicii va fi de 6,9 miliarde de dolari, dintre care la bunuri vom avea o scădere de cel puțin 300 de milioane de dolari. Dacă anul trecut am exportat bunuri de 4,3, anul acesta vom avea de 4. Iar la servicii, deci asta sunt campionul nostru, dacă m-ați întrebat ce-i vesel în țara noastră, este exportul de servicii. Noi la servicii avem o creștere de exportul de la 2,3 până la 3 miliarde de dolari.
Dacă ținem cont că la exportul de bunuri vreo 800 de milioane sunt bunuri legate de Ucraina, că păi de râs și de plâns la noi au scăzut exporturile acum, inclusiv din cauza că a scăzut exportul de petrol, deci asta îți dă scăderea exporturilor. Atunci noi anul 2024 putem spune cu certitudine deja că exportul de servicii în Republica, din Republica Moldova vor depăși exportul de bunuri. Sectorul IT și de servicii pentru business, BSS, am vorbit recent, cred că anul viitor trece de $1 miliard, deci este cel mai puternic. Transportul se apropie de $600 de milioane, lucru care trebuie să ne bucure. Noi avem o ramură nouă despre care voi vorbi într-un viitor apropiat. Servicii de prelucrare a materiei prime pentru companii străine. Știu că mulți spun că asta este serviciu în loc. Mie nu-mi place cuvântul acesta, așa explic din ce cauză. Noi avem branduri mondiale. Nu știu dacă voi avea dreptul să dau numele lor, dar avem cele mai cunoscute branduri care știți voi, cele mai scumpe, cele mai scumpe buticuri, când mergeți din Paris sau mergeți în Milano sau undeva mergeți, să știți că marea majoritate a lor, eu greu mi-a fost găsesc un brand mondial de lux cunoscut care nu există în Republica, care nu apelează la servicii din Republica Moldova. Această ramură ne asigură acum $250 de milioane exportului și avem ceva nou. Am mai fost cândva, noi exportam servicii în construcție, iar acum serviciile în construcție vor ajunge undeva la vreo $25 de milioane. Iarăși guvernul trebuie să se gândească. Cert este, ca să o terminăm pozitiv, anul 2024 va fi un an deja de creștere mai bună economică, anul ăsta a fost de recuperare și ceea ce vreau să spun, anul 2024 va fi anul serviciilor. Văd că guvernul înțelege acest loc și a dat în mod prioritar la Parlament o lege privind IT-ul și BSS-ul. Sper foarte mult că guvernul va avea grijă de ramura prestatorilor de servicii de prelucrare a materiei prime, că aceasta este o ramură care pur și simplu fantastic, $250 milioane exporturi. Transportul întotdeauna a fost neglijat, din păcate, ne poate aduce până la $600 de milioane și construcțiile, care în opinia mea sunt bine drept chiar intimidate de asuri, merită atenția noastră. Pe final de an, anul 2023 a fost unul nu chiar așa cum ne l-am dorit, un an care s-a finalizat, dar nu chiar cum am dorit noi. Toată creșterea din 2023, de fapt, ne-a dus înapoi la anul 2019 sau 2020. 2024 promite a fi un an cu mult mai vesel. Cred că undeva în luna ianuarie vom face anumite prognoze pentru 2024. Cer de pe acum putem spune că anul 2024 va fi anul de cotitură, când exportul de servicii vor depăși cel de bunuri. Vă mulțumesc și să aveți un an fericit, sărbători fericite lângă cei dragi și până data viitoare în nouul an.